Lor publice le permite anchetatorilor printr-un singur click să vadă ce face o persoană. Fiecare om care intră în raza de acțiune a uneia dintre camere primește un cod. Pe baza acelui cod, el poate fi urmărit automat în toate locurile pe care le-a frecventat și care sunt supravegheate video. Contestatarii sistemului spun că tehnologia folosită încalcă dreptul la intimitate al oamenilor, fie ei chiar și în spațiul public.